Hei, lume! Astăzi vreau să vorbim despre mountain bike-ul meu Cross GRX7, care a primit câteva îmbunătățiri. Am cumpărat un nou set de cauciucuri Schwalbe Rapid Rob, pentru că celelalte vechi erau foarte grele, erau niște Kenda, nici nu știu ce model, dar erau grele și deja se uzaseră, așa că trebuiau schimbate. Iar pe partea de grupset a primit un nou schimbător, un nou deraiator Shimano de ore, de data asta modelul Shadow. Și sper eu că o să mă ajute la momentele alea nasoale când o să intru cu viteză în anumite șanțuri sau eu știu ce se mai află prin pădure și bicicleta o să zgâlțe foarte tare. Problema până acum era că lanțul împicat de pe foaia mare, bineînțeles când mergeam pe ea, pe foaia de mijloc, de multe ori chiar pe a treia foaie cea mai mică. Și chestia asta uneori nu știu, nu realizam și baiul era că schimbam ca tâmpitul viteza și se brusca, se simțea foarte nașpa, nu știu, aveam impresia că se rupe. La cât țin la bicicleta asta, totuși n-aș mai vrea să fac asemenea chestii. Tocmai de-aia am preferat să trec pe modelul Shadow, care spune că are un arc mult, dar mult mai puternic față de modelul anterior. Acum rămâne să testez și să văd exact cum se comportă. Bicicleta, după cum am vorbit și în alte filmulețe, nu știu dacă am făcut un review concret, un review întreg al ei. A primit foarte multe îmbunătățiri de la început. Chiar au fost câteva upgrade-uri care au făcut-o să meargă mult mai bine. Ea a venit cu frâne pe jantă, cu o furcă foarte proastă XCT, din câte mi-amintesc eu, butuci no-name, multe alte piese care erau de slabă calitate. Așa că, da. Momentan, îmbunătățirile astea o fac să meargă foarte bine, iar chestia asta sper să se vadă și pe viitor, în sensul ca durabilitate, sper să fie durabile și să nu fiu nevoit să le schimb mereu. Nici nu am un mers foarte agresiv, nici nu mă dau foarte mult la concursuri și chestii de genuri, așa că eu sper că o să mă țină piesele astea. Bicicleta momentan este echipată Shimano de ore 3x9. Aș fi vrut să trec la 10 viteze, momentan rămân la 9 pentru că mi-e mult mai ușor, mai multă flexibilitate în momentul când, de exemplu, să zicem că n-am buget pentru bicicleta asta și trebuie să cumpăr lanți și pinioane. E mult mai ok să te duci să cumperi ceva pentru 9, sunt mult mai ieftine decât pentru 10 viteze, dar nu doar asta ar fi problema. Problema e că cu 10 viteze trebuie să schimbi cam tot, trebuie să schimbi manete, trebuie să schimbi deraiator, deraiatoare față-spate, trebuie să schimb angrenajul, care angrenajul sincer n-aș vrea să-l schimb. Problema e că de ore LX-ul ăsta vine doar pe 9 viteze și e excelent. M-am îndrăgostit atât de tare de la început de el încât, sincer, asta e piesa pe care nu vreau să o schimb. Și plus că dă bine pe bicicletă. Nu mi-ar strica un grupset de la XT, bineînțeles, mi-ar plăcea chiar foarte mult, dar momentan mă mulțumesc cu asta. E o bicicletă care merge chiar foarte bine dacă nu-i cer prea mult. Adică dacă i-aș da unui om care face performanță, sunt sigur că n-ar fi mulțumit de ea, pentru că are downside-uri destul de multe, dacă stau să mă gândesc, față de modelele noi, față de bicicletele care vin cu cadre de carbon și piese ușoare. Ea momentan, cu ce am schimbat acum pe ea, a ajuns cu tot cu pedale, doar cu pedale, exact cum e acum, plus cu pedale, a ajuns pe la vreo 13,7 kg sau ceva de genul. Cam aia ar fi greutatea. E o greutate măricică pentru mountain bike, dar ținând cont că este 27,5, ținând cont că cadrele de aluminiu în momentul de față se fac mult mai solide, nu mai sunt ca cele vechi de pe 26 din 90 și ceva. Erau biciclete pe la vreo 10-11 kg atunci, dar nu erau construite la fel de bine ca cele de acum. Până la urmă, te interesează să ai o bicicletă foarte ușoară și proastă, care se poate rupe sub tine, sau să ai o bicicletă mai greuță, dar pe care poți să o lovești pe trasee, care să te dai tare. Eu zic că, da,
prefer să mă dau tare și liniștit că nu se rupe sub mine. Ea momentan n-are foarte mulți kilometri, am ajuns cu ea pe la vreo 3500, 4000 cred, maxim 4000 de kilometri, așa că e încă prospătură, e încă tinerică. Voi vedea eu pe viitor câți kilometri o să fac cu ea, dar momentan n-am de gând să o schimb. Îmi place foarte mult. Mulți au spus, a, e cross, na. Bineînțeles, mie îmi place trecul, spre exemplu. Mi-aș lua un trec Superfly. Sau Superfly, cred că îi zice, da, în fine. Nu știu prea multe detalii legate de bicicletele de la trec, de hartele lor. În fine. legat de cadrul, de cum te simți pe bicicletă. O poziție foarte bună pentru bicicleta asta, o poziție comodă. Am făcut cu ea în jur de vreo 140 de kilometri într-o singură zi și nu am simțit oboseală, adică nu e o bicicletă. Bine, nici poziția nu e foarte agresivă, nu am vrut să stau chiar foarte lăsat, e o poziție ok. Poți să te simți comod la distanțe mai lungi. Momentan, cam asta e tot ceea ce am să spun legat de bicicletă, să facem un tur. Cam asta ar fi micuțul review legat de bicicleta mea cross. Vor urma, bineînțeles, mai multe upgrade-uri pe viitor. Momentan nu știu dacă vor urma prea curând. Bugetul fiind foarte limitat, am în plan alte chestii și o să las probabil bicicletele pentru o perioadă. Mă bucur că v-am arătat bicicleta mea. Sper să revin cât de curând cu noi episoade și dați un subscribe și un like dacă v-a plăcut.